Această emisiune se adresează și persoanelor cu deficiențe de auz. Bun găsit, dragi telespectatori, sunt Aura Stoienescu. Ne vedem de această dată pentru prima dată în campania electorală parlamentară. Avem un invitat tânăr și hotărât să facă treabă în Parlamentul României, Cristian Tudor. Bună, Cristian! Să rămână, bine v-am găsit! Mulțumesc de invitație! Ai fost hotărât așa din prima zi de campanie să începem să vorbim populației și mă bucur că de regulă mai fug candidații de prima zi de campanie. Dar hai să începem cu ce... Am de gând să vină, să spună, da. Nu să și da. Facă. Hai să nu criticăm. Hai să, hai să vedem ce vrei tu să faci pentru acești oameni. Vreau să și vă... în primul rând, de ce din partea UDMR? Avem prea multe în primul rând, dar haideți să începem cu de ce UDMR, ca să știe toată lumea foarte bine. În primul rând, eu, dacă voi lua acest mandat, un vot de încredere din partea cetățenilor din județul Gorj, voi fi în primul rând parlamentar de Gorj, reprezentantul gorjenilor în Parlamentul României. Nu voi fi reprezentantul UDMR în Parlamentul României, voi fi ales pe listele UDMR, dar parlamentar de Gorj. De ce UDMR? Aici am găsit un loc cu niște oameni deschiși cărora le mulțumesc că au avut încredere în mine. Eu, până acum, lumea mă cunoaște decât niște activități care au fost pur sociale. N-am fost implicat în viața politică direct, nu știu să vă mint. Eu sunt foarte sincer, foarte deschis. Ce am în gușe și în căpușe vorba populară. Nu știu vorbe frumoase, să le îmbrac, să le așez, nu. Lumea mă știe din acțiunile mele care le-am făcut înainte și atunci trebuie să duc acțiunile la un nivel mult mai sus. Dumnealor, eu am mai colaborat cu organizația UDMR Gorj, am avut niște acțiuni comune și mi-a zis, hai încearcă, de ce nu vrei să vii? Și zic, băi, nu vreau să mă implic, sincer. Și după aia, în urma unor, am fost puțin dezamăgit de niște persoane publice din acest județ și am zis că trebuie să ne implicăm. Nu se mai poate. Și am ales să merg pe listele UDMR Gorj, la Camera Deputaților, locul 1, mi s-a oferit locul 1, un loc cu o șansă reală, da, cu o șansă reală, să merg în Parlament și să încerc să reformăm clasa politică împreună cu ceilalți tineri care vor fi în Parlament, pentru că ați văzut că foarte multe partide au pus tineri pe liste, oameni tineri, nu știu dacă de frica electoratului sau așa au considerat că este momentul să schimbe clasa politică și dumnealor, au pus tineri. Eu sunt sigur că vom găsi un numitor comun, toți tineri din Parlament, și o să radiem clasa politică din temelii, pentru că nu se mai poate așa. Nu se mai poate ca un să vină un parlamentar în campanie să promită niște lucruri care și el știe că nu le poate face, decât pur și simplu să promită. Și atunci am venit, știți foarte bine, din prima zi de când mi-am lansat candidatura, am propus legea dreptului de recall. Acea lege care îi dă dreptul alegătorului să-și cheme alesul înapoi, înainte de a-și finaliza mandatul. De ce să-l ținem 4 ani acolo? Da? Nu are rost. Și cum Domnule, se va face asta? Simplu, prin variantele de lege sunt multe. Propunerile sunt mai multe. Suntem în niște discuții. Proiectul de lege este destul de avansat. Ori se va face pe baza unui referendum, dar numai cei care au votat să poată să facă acest lucru. Deci nu, să nu devină o unealtă în mâna altor partide. Da? Deci cei care au votat pot să aleagă dacă îl schimbă pe parlamentar sau nu, pentru că nu și-a îndeplinit promisiunile, cu girul Curții Constituționale și al Avocatului Poporului, de să nu existe suspiciuni că au fost făcute alte aranjamente să schimbe un parlamentar, iar acel post de parlamentar să fie pierdut de tot în acel mandat. Deci dacă l-am schimbat după 1 an, 3 ani, partidul respectiv care și-a pierdut parlamentarul să nu mai aibă drept să-și pună altul, ca să simtă că nu și-a ales omul corect. Și următorul care va fi în locul lui cineva? Nu va mai fi atunci. Asta încerc să vă spun. Gorjul adică are 5 deputați. Și o să rămână cu 4. Ion promite un avion. Nu-l face. Poporul zice, domne, ne-ai promis lucrul ăsta, n-ai putut să-l faci, te dăm jos. Gorj rămâne cu 4, o pierdere pentru județ, dar în același timp este o pierdere pentru partid, care știm foarte bine că un deputat sau un senator poate face, înclină balanța între opoziție și putere. Da? Un simplu vot. Și atunci partidele vor fi foarte atente pe cine vor pune pe liste. Și vor fi foarte atente la ce promit, inclusiv partidele și candidații. Acesta este unul din punctele pe care îl propun pentru reformarea clasei politice. Al doilea punct pentru reformare este pierderea mandatului de drept dacă își schimbă partidul.
de să terminăm cu chestiile alea, 2-3, să întâlnire în Parlament, o pusără de un partid rapid și mai apăr încă unul, vin și ei la Ciolan la lângă putere sau fuge de la opoziție, fuge la putere, păi dacă omul te-a trimis acolo, ca reprezentant al partidului X, ce cauza partidul Y? Total opus, deci pleci de la stânga la dreapta sau de la... E, mai vorbim de șicherul politic, mai vorbim de doctrină. Păi, Doamne, înseamnă că... Eu cred că ei nu prea cunosc unii dintre... Aici candidat. Cred că aveți dreptate. Da, dacă n-are rost. Că vezi, spuneam că nu... Da. Să mută de la un partid la altul, să-și pierdă mandatul. Deci să terminăm cu trăseismul. Dar legea în felul ăsta, doar că au făcut-o doar pentru consilierii locali și pentru primari. La asta vreau să ajung. Dar se poate fi ținut în mână. La asta vreau să ajung. Cu ce este mai presus un parlamentar decât un ales local decât cu salariu? Și de ce diferă și legea? Și cu niște drepturi. Că tot da? Ales e și ăla și ăla. Exact. Tot ales de oameni. Unul a fost ales de 20.000, un parlamentar, un deputat, unul ales, a fost ales poate de 500. De... Da, dom'le, raportat la populație, tot aia. Tot ales de om și de un singur om. Dacă un singur om și-a dat votul de încredere pentru un alt om, acel om ales este angajatul aceluia care l-a votat. Asta trebuie să înțelegem. Noi cei care mergem în Parlament, care vrem să mergem acolo, suntem angajații celor care ne votează. Nu ei sunt slujile noastre. Noi suntem angajați. Deci ei ne comandă pe noi. Noi trebuie să muncim pentru ei acolo, pentru că dumnealor ne plătesc. Okay, dumneavoastră, din impozite, bun, plătiți parlamentarul. Bun, și atunci, că vorbeam de promisiuni, ce promisiuni face Cristian Tudor de care ajungem să se poată ține? Ajungem, numai puțin, stați că n-am terminat. Că dacă se aprobă legea de recall, o să zic că da? Cetățeanul Gorjan, măi, tinere, ai promis Cristian, și n-ai făcut. Tudor. În primul rând, prima promisiune este aia. Această lege. Deci prima promisiune este această lege. Și va fi votată oare? Dacă n-au nimic de ascuns și merg acolo pentru poporul care a votat, da, o să o voteze toți. Dar să terminăm cu reformarea clasei politice. Mai este un punct foarte important. Așa. Da? De ce să avem imunitate? De ce parlamentarul, care este exact ce vorbeam mai devreme, este ales, are imunitate, primarul care este ales nu are imunitate, consilierul județean, consilierul local nu au imunitate, tot oamenii aleși. Și de ce să întreb Parlamentul dacă îi retrag imunitatea lui X? Asta vreau să... Imediat. Bun. De ce? Vreți imunitate în continuare? Domnii parlamentari vor imunitate? Bun. Hai să o dăm și la popor. Să întrebăm și poporul dacă îl arestăm pe Neion de la țară că a mers cu... A făcut furat o gâscă. A furat o gâscă. Haideți să întrebăm poporul. Să le dăm și lor imunitate. Da. Noi de ce să avem imunitate? Adică ne-a trimis, poporul ne-a trimis acolo ca să furăm liniștiți? Eu așa o văd. Nu, domnule, nu avem voie să avem imunitate, că nu suntem cu nimic mai presus decât oameni. Suntem oameni trimiși acolo să lucrăm pentru cei care ne-au trimis. Și trebuie asta să fiți mai înțeles. Curați decât oricare mai curați. Ceilalți ca să faceți treabă cu eu trebuie. Le-am spus multora, domnilor, mie nu mi-este frică la ora 6 dimineața dacă aud bătăi în ușe, decât că este vecinul de sub mine că l-am inundat. Serios vorbesc, nu mi-este frică. Nu, deci nimeni nu mă poate acuza de absolut nimic. Dar m-am săturat de aceste promisiuni mincinoase și am considerat că sunt generația care trebuie să ne implicăm. Dar mai e un motiv pentru care și care nu l-ai spus, pentru care ai hotărât să candidezi din partea UDMR. Da, socrul meu este maghiar. Și soția cunosc, ta. Și soția mea, dar socrul și meu... tu ai copii? Da, am un băiețel. Să-ți trăiască. Mulțumesc. Și băiețelul tău are jumătate de sânge de maghiar. Da. Da? Vine cam un sfert, dacă luăm exact pe... De ce un sfert? Păi, socrul meu este maghiar jumătate. Pe jumătate. Pe jumătate. Deci mai vine o jumătate și facem... Dar ideea este în felul următor. De când sunt în noua familie și am stat de 10 ani de zile, am văzut adevărata fața maghiarilor. Dom'le, sunt niște oameni serioși. Muncitori, serioși și nu știu să mintă. Dacă ți-a promis un lucru, dacă poate să-l facă, îl spune da, îl face. Spune nu, nu-l face. Nu e ca alte naționalități. Hai că o vedea. Nu, nu merge. E și diferența dintre ardeleni și olteni. Cam, ardelenii da. Mult mai așezați și mult mai serioși. Mai molcomi, așa. Dar de ce? Pentru că au trăit împreună cu maghiarii. Putem să-i spunem și... Da. Asta e asta. Un motiv. Este un motiv, da. Și atunci am zis da, merg cu de mereu pentru că sunt oameni serioși. Și ce le am propus organizației s-a întâmplat, tot ce discutăm se întâmplă și atunci sunt sigur că această lege va trece cu sprijinul UDMR, iar celelalte partide vor fi nevoite să o adopte. Pentru că altfel lumea îi va arăta cu degetul.
Se va convinge că au alte interese. Că au exact alte interese. Să dea Dumnezeu ca această lege să treacă. E un proiect al meu care chiar e un proiect de suflet. Al tău personal? Cu niște prieteni buni, la fel tineri, neimplicați, și din Gorj și din București. La fel, neimplicați în viața politică, dar toți am zis, măi, dar nu-i normal, ăștia sunt niște lucruri care te-ai făcut. Dreptul de recol funcționează în America foarte bine. În America au schimbat un guvernator, l-au pus pe Arnold Schwarzenegger, celebru actor, a ajuns guvernator datorită acestei legi. Da? Și de atunci este de câți ani de zile, 12 ani de când e guvernator. Au constatat că e bun și că nu trebuie schimbat. Nu mai trebuie schimbat. Deci funcționează. Avem exemple clare că funcționează. Bun, ce facem pentru români? Ce legi să vedem să facă un parlamentar? Întâi problemele care sunt. Trebuie. Probleme sunt pe toate planurile. Exact, sunt și pe toate planurile. Și la oraș, dar și la tineri, și la bătrâni. Stimați doamne, întotdeauna au arătat numai problemele alea care au plăcut, să le spunem. Așa că sunt și probleme care ne plac și care ne plac. Eu am o mare problemă. Noi mereu spunem, nu accesăm fonduri europene. Eu acum am încercat să accesez fonduri europene. M-am lovit de foarte multe probleme. De exemplu, trebuie să vii cu o cofinanțare. De 10% cofinanțare. Depinde de la o linie de finanțare pe, la alta. Pe ce vorbesc eu acum, pe asta mea, pe ce vreau să fac o agropensiune, 10% trebuie să vin cofinanțare. Da? Bun, de unde iau eu acei bani? Sunt 20.000 de euro cofinanțarea. Este foarte mult pentru mine. Da? De unde iau? Dacă mă duc la bancă, nu mi dă. Sau mi dă cu niște dobânzi, cum le vor dumneavoastră. Și atunci este în felul următor. Haideți să înființăm cum s-a făcut prima casă, să facem și primul proiect. Care să fie garantat de stat, cu o dobândă mică, și să sprijinim tinerii să acceseze proiectele europene. Să ia fonduri, să poată să dezvolte mediul rural, în primul rând, dar și mediul urban. Și atunci merge cu proiectul la bancă, deja avizat de către Uniune, de către cei care avizează de AFIR, de cine trebuie să-i dea avizul. Uite, dragă bancă, mi s-a avizat, te rog frumos, în baza legii, primul proiect european, că putem, dacă tot e prima casă, să-i spunem și primul proiect european, uite, asta este, am nevoie prima tranșă atât, dobânzile să le plătească la tranșele care îi le eliberează banca, să nu-l omorâm pe acel tânăr, sau nu neapărat tânăr, dar cel care accesează fondul. Primul proiect. Primul exact. Proiect al lui. Al lui. Asta vorbim. Da, exact ca la prima casă. Exact. Deci dacă a luat astăzi 5.000 de euro că trebuie să pună o tranșă de plată, pe ăia să ia dobândă, să nu ia pe toată suma. Și exact când s-a terminat proiectul, a ajuns la toată suma, el deja și-a dat drumul la proiect și are banii să-și plătească dobânda la proiect, la creditul de la bancă. Eu am considerat că acesta este un lucru prioritar care trebuie făcut. Legat de acesta, trebuie să venim cu scăderea costurilor de branșare la utilități. Nu știu dacă v-ați branșat de curând la utilități. Știți cât costă? Enorm. Îmi făcea un coleg de servicii calculul și a făcut o casă la țară, o căsuță micuță, și a zis că l-au costat toate actele și utilitățile, cu cadastru, cu gaze, curent, absolut tot, făcea casa la roșu. Da? Și după ce că plătim foarte mulți bani, timpii de branșare sunt uriași. Se ajunge până la 6 luni. Păi dacă eu mă apuc în primăvară, până vine să-mi tragă curentul, pe 6 luni deja nu mai pot să mai lucrez, că a venit toamna peste mine. Corect. Deci aici este urgent. Trebuie umblat la lege și trebuie băgat, de fapt, prin lege. Dați niște timp foarte clar și să dispară aceste costuri. De ce alte utilități? Să dispară pentru că sunt cetățeni care primesc utilitățile pe loc. Exact. Și alții care nu le primesc, că e o oarecare distanță. Ok, dar el plătește taxe la fel. Exact. Pentru că oricum devine abonat. Și încă o problemă. Nu e normal ca statul român să plătească, asta discutam cu cineva de la primăria Târgu Jiu într-o emisiune, cu, mă rog, nu mai contează, cu un angajat al primăriei Târgu Jiu. Mai precis, domnul viceprimar Aurel Popescu, ca să nu las loc de interpretare, făceam o emisiune și îl întrebam de ce trebuie ca, după ce cetățeanul sau primăria a investit în infrastructură pentru o instalație electrică, da? Pentru o aducțiune. De ce trebuie să mai plătească cetățeanul? Nu, de ce trebuie să intre în patrimoniul firmei? Asta vreau să vă spun și eu. După ce că eu plătesc... Adică de ce nu intră măcar în domeniul public? Exact. După ce că eu plătesc din banii mei... Uite o lege care o să te rog să o schimb când... Păi asta se leagă exact cu ce vă spuneam. Cu această lege cu branșamentul la utilități. Toate vin în chestia asta. Deci este legată. Da? Pentru că este absurd. Sunt și acum, știm foarte bine, nu spunem. Sunt furnizori de cablu TV, da? Care vine și îți bate la ușă cu cablu mână. Vrei cablu de la mine? Păi cât mă costă? Nimic. Lunar abonament, atât. De ce la curent să nu fie același lucru?
la apă, să nu fie aceeași. Îl consum anual, lunar, îi dau bani. Pentru că există un singur furnizor. Nu, mă rog, acum sunt mai mulți furnizori, dar degeaba, că branșamentul tot unul singur îl face. Corect, asta e problema. Da, deci asta este o mare, mare problemă, care pe mine, eu sunt afectat de ea și în momentul în care am discutat cu mai multe persoane acestea, toți mi-au dat foarte mare. Da, lucrul ăsta nimeni n-a a venit să-l arate. Nimeni, pentru că toți au venit că o să vă măriți salariul, să facem mai, să facem mai. Nu de arăta, trebuie să-l și rezolvăm. Eu zic că sigur rezolvăm. Da. Garantat asta se rezolvă. N-are cum să nu se rezolve. Pentru nimeni nu le-a pus pe românește pistolul la tâmplă. Dom'le, trebuie să facem lucrul ăsta. Trebuie să-l ajutăm. Că spune, dom'le, satul românesc are probleme. Păi normal că nu se mai cine mai bine și să duce și își cumpără apartament decât să-și facă casă. Că zice, bă, păi cât mă costă toate actele, branșamentul, nu mai las, că stau tot la bloc. Credeți că foarte multă lume ar vrea să stea la casă, undeva lângă Târgu Jiu sau chiar și în Târgu Jiu, o căsuță mică. Sau s-ar muta poate chiar la țară să-și muncească pământul. Unde vreau să-mi fac pensiunea, de exemplu, acolo dai de lucru de la 3-4 oameni cu agropensiune. Am 13 kilometri. Poate dacă chiar spui... mai mulți oameni, că trebuie să ai și o vacă. Exact, păi, asta spun, mai cumperi de la un vecin. Exact, mai cumperi. Păi, în afară de ce am eu, mai și cumperi de la vecin. Corect. E o distanță de 13 km de Târgu Jiu. Dacă îi spui la unul din București, stau la 13 km, zice, ce, așa, aproape. Da, 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 corect. Pentru eu chestii. Iar în America sau în alte țări civilizate, deci, să nu mai ori întrești cu mașina, da. Și atunci, haideți să încercăm, eu așa am considerat, cu aceste două legi, deci cu legea, primul fond, ca să poți să accesezi fondurile europene, primul, da? Primul proiect european. O să-i găsim un nume, poate nu le place numele, o să-i găsim un alt nume. Găsim unul frumos, împreună. Și cu branșamentul la utilități să fie gratuit și să se întâmple într-un timp rapid. Rezonabil? Nu rezonabil, că rezonabil. Rapid. De acord. Nu rezonabil. De acord. Da? Eu consider că putem dezvolta și satul românesc. Garantat. Pentru că avem, știe toată lumea, deja mai sunt sate care n-au canalizare și apă, dar foarte multe primării, foarte mulți primari chiar au accesat bani, au accesat fonduri. Și se lucrează foarte mult. Eu știu că unde lucrez acum vin să le dăm niște avize. Foarte, foarte multe comune și sate lucrează la canalizări. Deci primarii și-au făcut treaba foarte bine. Dar degeaba face canalizări dacă nu are cine să branșe la ea. Corect. Deci de ce o fac? Că nu are cine. Ai 5 case, bătrânești. Nu numai asta, dar nici nu au voie. Dacă nu există suficiente solicitări, nici nu au voie nu să facă pui, lucrarea, da, chiar dacă și nici nu poți să pui funcțiune. Europene. Da, dar după aceea nu este rentabil. La capacitate. Da, nu este rentabilă. Au niște și costuri de întreținere. Dar mai e și problema tehnologică. Pentru că dacă nu merge pe fluidul un anumit... Exact, exact. O anumită cantitate de poate fluid, se blochează. Să colmatează. Și n-ai voie să-i dai drumul la lucrare dacă nu ai suficient de exact. Lucrare. Suficienți clienți. Încercând lucrul ăsta și punându-le aceste două lucruri, automat, eu zic că reușim să mutăm tineretul înapoi la țară. Să nu mai fugă de țară. Da? Dar la țară, tineretul, eu dacă mă mut la țară, pentru copil îmi trebuie școală. Sau o școală la țară, pentru el. Păi eu zic că ai. Am, dar nu este ok acum. Da? Statul nu ajută școlile. În Constituție ne spune că învățământul este gratuit ciclu până în clasa 12, nu? Eu zic că nu e gratuit, că noi plătim taxe pentru tot ce se întâmplă și care se oficial cheamă stat. Nu. Nu. Vorbim, statul spune că învățământul este gratuit. Așa spune statul. Adică nu plătesc eu pentru copilul meu, nu trebuie să plătesc nimic la nu, școală. Dar plătesc taxe. Plătesc taxe, dar din taxele alea se duc pentru școală, o parte, o mică parte. Deci nu e gratuit. Și atunci, de ce să nu le dăm manuale la copii și rechizite până în clasa 12-a? De ce nu trebuie să așteptăm? Pentru că sunt familii care nu-și permit să-și mai ducă copiii mai mult de clasa a patra, că n-au bani să le mai cumpere rechizit. Și pentru că mai e un singur minut, pentru orășeni ce facem? Nu ne ajunge un minut. Pentru orășeni discutăm la emisiune. Următoarea emisiune, pentru că este okay. Foarte mult lucru, că nici orașele nu sunt cum trebuie să fie. În regulă. Deci, mulțumesc. Ne luăm la revedere. Cristian Tudor, candidatul DMR la Parlamentul României, funcția de deputat. Locul 1 pe listă, locul să 1 specificăm. Pe listă, da. Da. Mulțumesc pentru invitație și m-aș bucura să continuăm aceste discuții, ca oamenii să înțeleagă și după ce, și clar, și după campaniile vom continua. Dragi telespectatori, aveți grijă cum votați, nu neapărat pe Cristian Tudor, să nu credeți normal. Că fac trafic de influență sau lobby. Da? Lobby. Da, nici măcar lobby, deci noi suntem independenți și nu facem lobby pentru nimeni,
vrem doar, dragi telespectatori, să vă arătăm care sunt candidații, cei care doresc să vină la Insta TV să se prezinte, ca să știți, așa cum spune Caragiale, eu cu cine votez. Corect. Succes! Mulțumesc!